numele Tatălui Duhului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Evanghelia luminicii de astăzi, de la început, Evanghelia Matei, așa cum am auzit-o citită și explicată, ne spune că Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a născut în Iezda Betleemului, a fost botezat, a vorbit, a făcut minuni, cum nu a făcut nimeni niciodată, a primit moarte din iubire pentru noi, a înviat, dar El este cu noi. Evanghelia aceasta trebuie să vedem prin felul cum se încheie Evanghelia după Matei. Acolo Mântuitorul Hristos, înainte de a se despărți de ucenici, spune niște cuvinte pe care niciun om nu le-a spus niciodată. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Doar Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Dumnezeu și om, Cel răstignit și înviat, este Dumnezeu cu noi. Numele Lui este Emanuel. Așa a fost profețit și așa s-a împlinit. Iar această Evanghelie ne spune nouă acum că El e cu noi. Și marea noastră problemă e că suntem înconjurați de foarte multe lozinci. Lozinci creștine. Eu când mă gândesc la lozinci, am în minte o imagine foarte plastică. Pentru că am trăit în comunism. Și chiar am o experiență dură de tot cu lozinci. Eram în armata cu 25 de ani. Când mergeam o dată într-o noapte să schimbăm garda și un glonț s-a lovit o lozincă. Era imediat după pornirea Revoluției. Și a sunat, dur de tot. Și toți am fost în șant și am dat seama că zboară glonțe pe lângă noi. Și toate lozincile astea care până atunci n-au niciun efect, atunci ne-au arătat că sunt gloanțe în zonă, spuneau minciuni. Dacă vă amintiți ce mai vârstă, trăiască partidul, România noastră floritoare, și toate acopereau mizeria și minciuna în care trăiam noi românii. Deci după lozinci, noi eram deja în rai. Aici era țara promisă. Dar în realitate, noi în casă n-avem căldură, curentul era cu porția, mâncarea toată era drăguită, toate erau pe dos. N-aveai curajul să spui adevărul, că imediat erai închis și o scârșai poate rău de tot. Însă după lozinci, toate erau bine. Din păcate, în creștinism, în toate confesiunile și în ale voastre, și sunt foarte multe lozinci care ascund adevărul. Odată să mă ocup, poate, dacă Dumnezeu a îngăduit, de câteva. Dar astăzi aș vrea să nu mă ocup de ele, în mod special, ci de partea bună. Să spun niște lucruri care ne-au ajutat pe noi, efectiv, să-L vedem pe Mântuitorul Hristos cu noi, să avem o legătură vie cu El. Dacă El, Dumnezeu din Cer, unul din Sfânta Treime, Fiul Tatălui, a venit pe pământ și s-a făcut om și a făcut totul pentru mântuirea noastră, dintr-o iubire fără de margini, El vrea să fie cu noi și noi să ne vedem viața noastră trăită permanent în El, clipă de clipă. Să avem această legătură care ne luminează, care ne scoate din moarte, care ne scoate din nonsensul vieții obișnuite. Deci, ziceam că după finalul Evangheliei ni se dă o idee foarte, foarte clară despre cum îl avem pe Hristos în noi. Și am mai spus-o, o știți, dar e bine să o repetăm, cred că nu numai o dată pe an, și de mai multe ori. Zice Domnul Hristos către apostoli, duceți-vă și faceți ucenici în toată lumea, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească toate câte v-am poruncit.
Porunca aceasta l-a făcut pe Sfântul Matei, care era priceput la scris că fost vameș, să scrie Evanghelia după Matei. Și a venit din păcuma, dar odată am putea vedea că ea are niște calități speciale pe care numai un om bun la carte le putea da. Și priceput la statistici. Matei are calitățile astea. Matei a pus în practică și a scris. Dar n-a scris oricum. A scris dumnezeiește. A scris inspirat și călăuzit pas cu pas de Duhul Sfânt. Și a scris în așa fel încât orice om care va deschide și va citi și va învăța Evanghelia lui, să intre într-o legătură directă, personală, nemijlocită, chiar cu Hristos. Și asta este o cale fără de care nu se poate ajunge la mântuire și la legătură cu Hristos. Deci dacă n-am pus Evanghelia la temelia vieții noastre, dar nu ca lozincă, așa cum zicea Părintele Iosif Trifa, și v-am mai spus și alte ori, Părintele Iosif Trifa, pentru că a avut înțelegerea asta bună și a Sfinților Părinți, că Evanghelia e o carte unică, nu ca celelalte cărți din Biblie, a tipărit și numai cele patru Evanghelii. Și numai câte una. Pentru că el știa că dacă un om are Evanghelia și o citește și o învață, omul acela deja are o legătură personală, directă cu Hristos. Acum ne avem toată Biblia. Avem Evanghelia. Dar întrebarea lui, în ce măsură le citim? În ce măsură le învățăm? Pentru că, din păcate, de multe ori nu dovedim nici cu ceea ce spunem, nici cu ceea ce facem, că avem o înțelegere, o cunoaștere serioasă a Evanghelilor, a celor patru Evanghelii, la ele mă refer. Nu știu cum să facem. E început de an și multe sfaturi foarte bune ni s-au dat. Să ne rugăm și să ne hotărâm și să începem să citim în fiecare zi, să începem cu un capitol, dacă putem cu mai mult. Știm cât le citeam Părintele Sifrifa, știm că în închisori preoții și credincioșii au descoperit că pot pune cuvânt lângă cuvânt și pot reconstitui din memorie Evangheliile. Și zicea Părintele Stăniloae că atunci când recitau Evangheliile, se simțeau ca în rai. Recitarea Evangheliilor era pentru ei ca și rostirea rugăciunii lui Iisus. Doamne, Sfântul Hristos, Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătos. Cu Părintele Claudiu, cred că eram când Părintele Ioan Sabo, care a fost în închisoare și au trăit lucrurile astea, ni le-a spus. Sunt Ioan Gură de Aur, le știa pe de rost, de recita câte una în fiecare zi. Nu, și practic trebuie să ne hotărâm fiecare la ceva concret, să ieșim din fariseismul lozincilor și să facem. De exemplu, să ne propunem anul ăsta, după măsura noastră, depinde care cât poate citi. Un tânăr care e student sau intelectual și poate citi bine, poate să-și propună să recitească o dată pe lună. Și într-un an de zile a citit 12 ori. Toate patru. Altcineva poate citească numai una pe lună. Asta înseamnă să citești mai puțin de un capitol pe zi. Și tot le-am citit de 4 ori, de 3 ori într-un an. Dar dacă nu ne hotărâm să citim efectiv Evanghelia, noi nu suntem ucenici ale Hristos. Să fie clar. Sfântul Ioan, Sfântul Matei spune, de fapt spune Mântuitorul, că numai așa, citind și învățând Evanghelile, noi putem face ceea ce ne-a poruncit Domnul. Dacă nu facem asta, vom fi ce-om fi, dar nu ucenici al lui Hristos. Nu creștini, nu purtători de Hristos, nu urmași ai Domnului Hristos, care e Dumnezeu care s-a făcut om și a rămas cu noi, Dumnezeu și om. Și numai El ne mântuiește. Nu este sub cer al nume dat oamenilor în care să fim mântuiți, decât Iisus Hristos. Mai sunt și alte lucruri, dar timpul a trecut.
Trebuie să menționăm neapărat și rugăciunea, pentru că însuși Domnul Iisus Hristos ne cheamă să ne rugăm neîncetat și încă ceva ce merită spus, chiar această Evanghelie de astăzi se explică în capitolul următoare, 5, 6 și 7, Predica de pe munte, unde Domnul Iisus ne arată în ce mod, primind cuvântul și trăindu-l, noi îl simțim și îl vedem că e cu noi. Legat de porunca iubirii, categoric că prin iubire noi suntem cu Hristos și, cum a zis Sfântul Ioan, ce nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci foarte clar că noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Și marea dificultate pe care o avem noi, creștinii, în a împlini această chemare a iubirii, în care noi, de asemenea, îl găsim pe Domnul Hristos. În faptul că cei de lângă noi, de multe ori, ne greșesc. Și ziceam și altă dată, în cazul acesta, porunca iubirii se transformă în porunca iertării. Să-l iert pe cel ce îmi greșește. Și neapărat trebuie să facem lucrul acesta. E foarte greu. Și aici, așa de ușor, rostim o sumedenie de lozinci. Dar când efectiv trebuie să ne iertăm unii pe alții, când inima noastră se turbură de supărare față de cineva, e foarte greu să pui în practică cerința iertării. Și de multe ori o facem siliți. Exact cum mă duc la doctor, nu că mi-e drag de doctor, nu că vreau să-mi povestesc cu el, ci pentru că așa mă doare, așa mă apasă boala, că nu am ce face. Trebuie să mă duc să mă așez pe scaunul dentistului și să-l las să-și facă treaba. Așa e și cu noi. Lumea aceasta e așa de îmbolnăvită din cauza păcatului, încât am ajuns, dacă mai avem un pic de normalitate, să simțim durerea, să simțim că nu se mai poate. Ori dacă simțim că nu se mai poate, să alergăm cu stămință la Cuvântul Lui Dumnezeu care ne luminează, la rugăciune care ne alină și ne dă putere și ne pune în legătură cu Dumnezeu Cel ce toate le poate. Și El ne va ajuta și să împlinim această chemare a iubirii. Că dacă nu iertăm, nu putem fi iertați. Iar în rândul categoric spus de Evanghelie. Poți să faci orice. O zice în Tatăl nostru. Poți să te spovedești nimic eu. Dacă nu, zici. Îl iert pe fratele meu, nu ești iertat. Însă, aș vrea să mai fac numai o precizare și cu asta închei. Legat de porunca iubirii, este un domeniu în care ea nu se poate aplica. Nu că n-am iubit noi, dar nu mai cum să o aplici. Chiar și Mântuitorul acolo nu o aplică. E vorba de farisei. Mântuitorul s-a purtat cu dragoste și a arătat dragoste la toți oamenii, dar și pe farisei i-a iubit. Însă lor le-a spus doar atâta. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici. De 6 ori în ori, de 7 ori în an. De ce nu poți iubi un farisei? Pentru că el nu are față. El nu se arată. Tot timpul e cu mască. Tot timpul se ascunde. E viclean. Deci nu că nu l-am iubit noi. Dar n-ai cum. N-ai pe cine. Pentru că el tot timpul se ascunde. El nu ți se arată. De aceea și Mântuitorul n-are decât 6 valuri pentru ei. Acum, vin la un domeniu iară care ne doare pe unii. Legat de cei de credințe greșite. Noi îi iubim. Însă a iubi pe cineva care are o credință greșită nu înseamnă a-i spune ceva fals. Adică, chiar dacă toți sunt rău, eu zic că e bine. Să vă dau un exemplu. Foarte simplu, la părinții le place mult. Chiar s-a întâmplat. Eram o dată la Măgureni, acolo la munte, unde am o căbănuță. Și ne-am hotărât să mergem după ciuperci. Și n-am apucat să le spun la tinerii care eram, care sunt bune, care trebuie culese, care nu. Un frate tânăr mai spontanic a luat înainte cu coșarga în mână și nu l-am mai văzut. După câtva timp ne-am întors toți cu ce am găsit. Bineînțeles că el a luat cele mai multe. Dar era foarte mult otrăvitoare. Când am văzut că vine cu ele și vrea să le pună la o altă coloană să facă mâncare, că stai când trebuie să le sortăm. Și din vreo
14 ciuperci, și-am rămas vreo 3. Bune. Celelalte le-am aruncat. Nu sunt supărat pe mine. Și știți ce e interesant? În domeniul ăsta pragmatic al chestiilor lumești, oamenii acceptă. Când le spui ca expert sau ca priceput, bă, asta nu-i bună, gata, nu faci. Dar în cele spirituale, lucrurile sunt mai complicate. De ce? Pentru că în chestiile pământești, rezultatul e imediat. Dacă mănânci ciuperci otrăvitoare, în câteva ore ești gata. În cele spirituale, de ce vorbim așa? Multe căi se par bune omului. Și numai la urmă se predică tu la moarte. Și aici e problema. Dar nu că n-ar fi ele grave. Dimpotrivă, sunt mult mai grave, pentru că duc la moarte veșnică. Și atunci, de aici apar supărările. Și are Mântuitorului cu mustrările fariseilor și are Sfântului Pavel, care zice despre cei care strecoară erezii nimicitoare între frați, că sunt lupi răpitori și că trebuie să ne ferim de ei și să spunem fraților când o învățătură îi greșită. Pentru că dacă nu spunem, e ca și când eu aș fi spus la fratele ăsta, bă, nicio problemă, hai că le punem câteva altă, facem mâncare, mâncăm. Și apoi ce facem? Murim toți. Deci trebuie să spunem lucrurile pe nume. Dacă cineva insistă să meargă pe calea greșită, noi nu luăm pistolul, să zicem, te împușcăm. Nu ne apucăm de terorism în numele credinței. Omul este liber. Datoria noastră, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, nu m-am sfiit și nu m-am dat înapoi să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel făcea adunări nu o dată pe săptămână. Multe. În fiecare zi. Și le spunea fraților, credincioșilor, toate lucrurile. Atunci nu erau cărți, cum avem noi acum. Nu erau Sfintele Evanghelii scrise. Dar le explica totul despre Hristos, despre viața Lui, minunile Lui, învierea toate câte noi acum le știm. Tot planul lui Dumnezeu îl punea înaintea lor. Și cine alegea să meargă pe calea credinței, expusă de Sfântul Pavel, mergea. Cine nu, Sfântul Pavel nu lua pietrii să rămânească nimeni, cum l-au păgânii și l-au în creștini. Deci, asta înseamnă, de fapt, iubire în zona aceasta. Să spui adevărul, să arăți cu dragoste, cu câtă înțelepciune putem, cu răbdare, fără mânie, dar trebuie neapărat să-l spunem. Zice Sfântul Apostol Pavel, cu dorința de a-l câștiga chiar și pe cel care mărturisește o erezie sau o greșeală, o văzătură otrăvitoare. Nu? Eu nu m-aș fi năcăjit dacă tânărul acela ar fi zis, eu neapărat vreau să mânc ciupercile astea. Cum să le mânc? Nu se poate. Deci nu putem lăsa nepăsător ca cineva să profeseze sau să învețe pe alții văzături greșite. Dar nici să recurgem la lucruri care nu le găsim în Evanghelie. Domnul să ne ajute. Că până la urmă, dacă suntem sinceri și căutăm mântuirea și căutăm pe El, El ni se va descoperi. Să avem această nădejde, dar și curajul, hotărârea, înțelepciunea, fermitatea de a face ceea ce știm, de a mărturisi ceea ce ni s-a dat, ceea ce ni s-a dat cu jertfe, cu jertfe inimaginabil mai mari decât ceea ce trăim noi. Și rămânem cu această nădejde pe care nu numai că o spunem, dar noi chiar încercăm să o credem. Credința că și ne va merge până la capăt, pentru că Domnul Iisus Hristos, Cel care este temelia, este cu noi și din vers sau altul ne ajută, El și Maica Sfântă și toți Sfinții ne ajută să Îl descoperim și să ne lăsăm și noi cuprinși în Împărăția Lui. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.